Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Deși cu zâmbetul pe buze prezint această emisiune, nu suntem într-un context extraordinar, având în vedere noul coronavirus. Deși Direcția de Sănătate Publică dă comunicate privind toate rezultatele, toată țara asta e într-o situație dificilă, atât din punct de vedere pandemie, epidemie, cum vreți să o numim, cât și din punct de vedere politic. Discutăm despre toate aceste aspecte cu deputatul Pro-România Mihai Popa, pe care l-am invitat în studio. Domnule Popa, bine ați venit! Să rămână, bine v-am găsit! Așa cum spuneam, încercăm să ne menținem pe cât posibil optimismul. Vreau să-mi spuneți ce părere aveți mai întâi despre tot ceea ce se întâmplă la nivel național, cum gestionează România situația coronavirusului și pe urmă ne întoarcem la Făgăraș să vedem care e situația aici. Este o situație extrem de gravă. Nu mă feresc să folosesc acest cuvânt. România nu s-a confruntat niciodată cu asemenea situație. Trecem într-adevăr prin niște momente critice, momente care presupun măsuri excepționale. Unele dintre aceste măsuri au fost luate. Din păcate, senzația generală este că în acest moment factorii de răspundere din România sunt depășiți de gravitatea situației, iar măsurile care s-au luat, deși sunt severe, sunt foarte clare, din păcate nu sunt suficiente în acest moment pentru a împiedica răspândirea acestui virus. Și numai din acest punct de vedere, pur și simplu, la un moment dat ieșim din Făgăraș sau pe drumul național sau chiar în Făgăraș, asistăm câteodată la unele scene desprinse parcă din teatrele de război, convoaie întregi flancate de mașini ale poliției, salvării jandarmilor, acele mașini stau în mijloc, poartă numere de Italia. Oamenii nu respectă. Oamenii respectă. N-aș da vina numai pe oameni. Trebuie să știm că în ultimele zile, de când acest virus s-a făcut prăpăd în Italia în special, este țara cea mai afectată din Europa și pe plan mondial a doua țară ca număr de îmbolnăviri cu coronavirus, au venit din Italia câteva sute de mii de români, iar numărul total al românilor care s-au repatriat din Europa, în special Italia și Spania, este de aproape 1 milion. Deci discutăm de 1 milion de concetățeni care au venit practic în acest moment din zonele roșii ale Europei. 1 milion de potențiali răspânditori ai acestui virus. Fără să acuzăm pe absolut nimeni, este problema statului român acum să-și protejeze cetățenii. Este dreptul lor să se întoarcă în țară, dar statul român trebuie să ia măsuri ferme, măsuri extrem de clare, măsuri pe care cu toții noi să le respectăm, pentru că acest virus, care nu este mortal, dar care poate produce consecințe extrem de grave, să nu se răspândească. Și ați folosit bine cuvântul război, pentru că situația este aproape similară cu cea unui război, numai că în acest context este un inamic pe care îl cunoaștem extrem de puțin, un inamic nevăzut, un inamic pe care noi trebuie să-l ținem la distanță și noi trebuie să ne ferim și să luăm măsurile necesare. E clar, vestea bună este, domnule Popa, că în județul Brașov, conform datelor venite de la Direcția de Sănătate Publică, nu avem niciun caz de coronavirus, cel puțin potrivit purtătorului de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică, doamna Anca Bătiun. Această dimineață, 57 de persoane au fost în carantină în județul Brașov și 262 autoizolate la domiciliu, dar nicio persoană infectată cu COVID-19, iar în Făgăraș 9 persoane sunt plasate în carantină instituționalizată și nu prezintă simptome. În schimb, la nivel național sunt confirmate 64 de persoane infectate, din care 6 sunt vindecate. Ce părere aveți? În primul rând fac o mică rectificare de când discutăm. De la 64 de persoane numărul a crescut deja la 68 de persoane.
au mai fost identificate 4 persoane în județul Constanța infectate cu coronavirus. Brașovul nu se va afla în acest moment pe lista neagră a infectărilor, dar cu certitudine acest flagel va apărea și în județul nostru, cu atât mai mult în țara Făgărașului. Să nu uităm că numai din zona Făgărașului sunt plecați în Italia peste 20.000 de persoane, Italia și Spania. Mulți dintre ei acum s-au întors acasă, mulți sunt pe drum. Deci există un potențial risc ca aceste persoane să transmită și în zona noastră coronavirusul. Încă o dată, măsurile de siguranță, măsurile de carantină, de autoizolare la domiciliu trebuie respectate cu sfințenie. Este clar, noi nu avem alte mijloace să ne apărăm în acest moment. Toate sursele noastre ne spun că singura soluție este izolarea, să ieșim cât mai puțin pe stradă și, bineînțeles, măsurile de igienă clasică, spălatul pe mâini, dezinfectant și așa mai departe. Dar dacă anumite persoane, din inconștiență, din alte rațiuni, ajung să nu declare că se întorc din zone de risc maxim, din zone roșii ale Europei și ajung să răspândească acest virus, situația va deveni extrem de gravă și atunci trebuie să tragem un semnal de alarmă, astfel încât statul să intervină extrem de eficient, rapid și foarte serios. Ori, din păcate, aici este problema cea mare. În acest moment... Ce putem spune despre stat? Anticipați întrebarea mea, se pare. Iată că a picat, cum nu se poate mai rău, domnule Popa, cu ghilimele de rigoare, de parcă ar fi trebuit să pice această epidemie, pandemie, dacă cum vreți să o numiți, pe capul nostru în România, parcă a picat și pe capul oamenilor de rând și pe capul guvernului, care este, nu este, ce se întâmplă. Ce să se întâmple? România se confruntă în acest moment cu o profundă criză politică. Din păcate, această criză politică este grevată și pe această criză din sănătate, o criză extrem de gravă, și în acest moment ne așteptăm și la a treia criză, care reprezintă o criză economică. Și ce s-a întâmplat? Mai precis, în ultima săptămână și mai ales ieri, în situația în care cei 500 de parlamentari, Senatul și Camera Deputaților au fost convocați într-o ședință extraordinară pentru investirea unui guvern al României cu puteri depline, guvernul Câțu, ne-am trezit pur și simplu că acest guvern a dat bir cu fugiții, nu găsesc alt cuvânt mai potrivit. Azi și-a depus domnul Câțu mandatul și din nou această criză a fost prelungită. Eu cred că este o dovadă de maximă irresponsabilitate ceea ce s-a întâmplat ieri. Nu pot să spun, deși anumiți factori politici au mers până la cuvântul de trădare națională, dar o irresponsabilitate care poate să aibă consecințe extrem de grave. Numai faptul că în acest moment nu avem un guvern care să poată sprijini spitalele, sănătatea, dar gândiți-vă... Sunt bani pentru este așa ceva. Poate primul moment în ultimii 30 de ani când sunt absolut necesare un set de ordonanță de urgență pe multe domenii. Oricine poate să dea aceste ordonanțe de urgență este numai un guvern investit cu puteri depline. Un guvern interimar nu are această atribuție, cum este guvernul interimar Orban. În acest moment s-a pus în pericol sănătatea întregii națiuni și există un pericol extrem de mare să asistăm la niște consecințe cu care România nu s-a confruntat niciodată. Și atunci fac un apel la factorii de răspundere, în primul rând la președintele statului, la domnul Iohannis, să termine cu aceste numiri la mișto, pentru că și folosesc acest cuvânt. Bun, vă întrerup foarte puțin. Dumneavoastră acum aveți o carieră politică, știți cam cum se mișcă lucrurile la București. Care este schema, să zic, acestui joc politic? Aș vrea să explicați acest lucru, să înțeleagă făgărășenii și nu numai, telespectatorii noștri ai televiziunii Nova. Ce rațiuni au toate aceste mutări pe scena politică? Pentru că alegerile anticipate au picat,
Curtea Constituțională l-au picat. De 3 luni, acest guvern liberal se chinuie să obțină alegerile anticipate. Tot timpul spun că sunt interimari, deci nu au reușit să ducă la bun sfârșit decât niște ordonanțe date așa, cum le-ați văzut și dumneavoastră. Ori noi suntem cei perdanți. Fac o mică paranteză, pentru că acum mi-a venit această idee. Situația este mai mult decât hilară, este gravă. Gândiți-vă numai că performanța Partidului Național Liberal, care în ultimele 2 luni de zile a reușit să spice practic 2 guverne, a egalat și a depășit cu mult performanța Partidului Social Democrat de acum 2 ani, când în frunte cu domnul Dragnea, Partidul Social Democrat a reușit de asemenea performanța să-și retragă 2 guverne. La vremea respectivă, PSD-ul era extrem de criticat pe această temă. În special, președintele Dragnea a ajuns într-o zonă de lipsă de popularitate care nu atinsese niciun lider politic. Ori mă întreb acum, ce se întâmplă cu PNL-ul? Da. Dar situația este mult mai gravă. Deja este vorba despre inconștiență, pentru că această manipulare politică se întâmplă pe fondul unei crize în sănătate cu care omenirea nu s-a confruntat în ultima 100 de ani. Președintele este foarte relaxat. Președintele nu poate să fie relaxat. După cum se arată. Și aceasta este fraza pe care vroiam să o duc până la capăt. Președintele trebuie să termine cu aceste numiri care au fost făcute pur și simplu în batjocură. Atribuirea unui mandat de premier unei persoane reprezintă un act de maximă responsabilitate, iar în condițiile actuale, președintele trebuie să trateze această problemă nu numai serios, ci cu seriozitatea maximă de care poate da dovadă. Astea sunt consultările cu partidele politice și sperăm în sfârșit că președintele va respecta Constituția și acest joc politicianist va înceta. M-ați întrebat care a fost rațiunea. Rațiunea a fost extrem de simplă. S-a făcut abstracție de către Partidul Național Liberal de voturile, de absolut toate problemele acestei națiuni. S-a urmărit un joc simplu care să ducă la alegeri anticipate. A picat această... Din rațiuni politice a picat, așa cum spun ei, că majoritatea în Curtea Constituțională este cea a stângii? Legea este extrem de clară. Nu este vorba de o majoritate în Curtea Constituțională. Curtea Constituțională judecă cauzele cu care este sesizată și de această dată a fost sesizată cu aceste prevederi de către avocatul poporului, nici măcar de către un partid sau lider politic. Și a constatat o situație de fapt, neconstituționalitatea ordonanței de urgență cu privire la anticipate. Bun, s-a pus punct, dar este inadmisibil declarația domnului Câțu de ieri, domnul Câțu care a fost investit de către președintele României să facă, să formeze un guvern și în asemenea situație de criză generală și la un pas de panică generalizată a populației, dumnealui să vină să spună mi-am depus mandatul pentru ca PNL-ul să câștige alegerile. Păi bun, noi ne gândim ale cui la sunt alegeri, ale lui sau ale președintelui? Ale domnului Câțu, ale președintelui în egală măsură, din umbră au venit și a spus că domnul Câțu a făcut un gest de maximă responsabilitate. Și eu întreb unde este responsabilitatea aceasta. Cu ce este de vină acest popor? Să asiste la acest spectacol, domnule Popa. Eu cred că acest popor a fost extrem de mult manipulat și acest spectacol în acest moment trebuie să înceteze. Deci nu ne mai putem juca. În acest moment este vorba de sănătatea acestui popor. Este vorba despre viața părinților, bunicilor noștri, pentru că ei sunt cei mai afectați în acest moment de coronavirus. Noi trebuie să ne gândim la ce măsuri luăm. Guvernul României trebuie să ia măsuri urgente. Vedem pe toate posturile de televiziune cât de nepregătiți suntem, vedem că toate spațiile de carantină sunt necorespunzătoare, vedem problemele din vămile României, vedem tot ceea ce vedem ne duce la o concluzie că trebuie să acționăm responsabil. Un lucru este cert, vreau să discutăm și toate aceste aspecte. După audierile în comisia ale presupușilor miniștri,
foști, actuali, și vreau să vă întreb pe dumneavoastră acum dacă sunt și viitori în cabinetul la Orban, cu siguranță. Ce va urma? Mai întâi acest lucru vreau să vă întreb. Vor fi iarăși audiați? Deci, vom vedea iarăși aceleași comisii întrunite? Noi suntem dispuși mâine și poimâine, respectiv în acest weekend, să audiem pe toți miniștrii care vor fi propuși de către premierul desemnat de președintele Iohannis, astfel încât luni să avem guvernul de investitură. Condiții să acest guvern să fie investit cu puteri depline. Deci, cred că în acest moment Parlamentul nu numai că a conștientizat gravitatea problemei, dar face eforturi pentru a rezolva această problemă de urgență. Rămâne ca Partidul Național Liberal și președintele României să dea dovadă de aceeași responsabilitate în acest moment și nu cred că își mai permite cineva să cheme 500 de parlamentari. Deja au apărut primele zvonuri de infectare chiar în rândul parlamentarilor cu coronavirus. Pur și atunci simplu țara intră să în colaps, asiste nu? La o mascaradă. Nici măcar bunul simț ca premierul desemnat să vină să spună în Parlament mi-am depus mandatul și să explice de ce și-a depus acest mandat. Practic 500 de parlamentari, reprezentanții puterii legislative, principalul pilon al democrației în statul român, au stat ca niște proștieri și l-au așteptat pe domnul Câțu și guvernul liberal pentru a fi investit, cu atât mai mult cu cât se formase o majoritate extrem de responsabilă pentru investirea guvernului. Foarte grav este ce spuneți, domnule Popa, în altă ordine de idei. Se știe cine este premierul, va fi Ludovic Orban din nou. Curiozitatea mare a populației este dacă vor fi tot aceleași nume în ministere, dacă vor fi tot aceleași ministere. Ce părere aveți? Părerea mea este că de această dată președintele României nu va da lui Ludovic Orban acest mandat. Ludovic Orban, care și-a depus ultimul mandat, pentru că am prelungit nejustificat această criză. Premierul României trebuie să se gândească la oameni responsabili, la oameni care au în acest moment capacitatea de a gestiona criza din sănătate. Sunt diverse nume. Domnul Ponta l-a propus pe domnul Arafat, care este o persoană extrem de competentă și mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă nu l-am fi avut în acest moment. În condițiile în care era cât pe ce să fie înlăturat. În condițiile în care actualul ministru al sănătății, în frunte cu premierul Orban, au dorit la un moment dat, să nu uităm, o lună și jumătate în urmă, să-l înlăture pe domnul Arafat. Părintele Smurdului în România, cred că n-aveam... Părintele Smurdului și omul care gestionează în acest moment în România criza din sănătate cu puținele mijloace pe care le are România. Un profesionist desăvârșit care în acest moment salvează mii de vieți ale românilor. De ce v-am spus de domnul Ludovic Orban? Știți foarte bine declarațiile lui Florin Câțu, cedez această funcție pentru că mi se pare că este Doamna mai Palade. Important... Este incredibil cum un asemenea domn poate să facă o asemenea declarație, un asemenea domn care era să fie prim-ministrul României, pe care nu-l interesează cu ce se confruntă țara și vine și spune, îi cedesc pentru că este normal ca președintele Partidului Național să fie premier ca să câștigăm alegerile. Păi pe noi alegerile ne interesează în acest moment. Deci s-a ajuns. Și domnul Iohannis, care a fost investit de întregul popor român și cu o largă majoritate, nu cred că a avut cea mai fericită abordare în momentul în care a spus că acesta este un gest de responsabilitate. Pentru că din două una, sau numirea domnului Câțu a fost făcută în bătaie de joc de către domnul Iohannis și domnul Iohannis în acest moment și-a dat seama și știe că domnul Câțu era complet incapabil să gestioneze asemenea criză și atunci este un gest responsabil al domnului Câțu sau pur și simplu acești domni se gândesc numai cum la beneficiu electoral și cum să câștige mai multe voturi, să câștige alegerile în situația în care românii mor cu milă. Și acum, pentru că ați pomenit numele domnului Raed Arafat, putem spune că
că chiar el a fost premierul României în ultimele zile de criză, având în vedere ieșirile publice pe care le-a avut în spațiul public, privind situația, privind modul cum trebuie gestionată măsurile luate. Ca simplu cetățean spun că ar fi fost măsurile luate de bun augur, Doamne ferește, fără să fac cuiva campanie pe față. Speriată fiind și eu de ceea ce văd, speriată fiind de ceea ce se vede deci, în România. Trebuie să nu intrăm în panică, să nu fim speriați, trebuie să acționăm cum scrie la carte, să știm în acest moment că trebuie să stăm cât mai mult în casă, împiedicăm răspândirea acestui virus. Virusul nu este mortal la persoanele care sunt sănătoase, virusul este poate se manifestă ca o simplă răceală, dar consecințele sunt extrem de grave. Vreau să punctez un lucru. În acest moment, cred că guvernul trebuie să se gândească extrem de rapid la consecințele economice ale acestei crize. Industria turismului, că trebuie să le luăm pe rând. Vorbim și de sănătate. Este praf. La pământ, este da? Praf. Deci setul de măsuri propus de Pro-România în acest moment, scutirea de TVA a operatorilor din turism, scutirile la plata taxelor pentru angajatori, pentru plățile care se fac, faptul că ieri a fost adoptată în Parlament acea măsură pe care am votat-o toți în unanimitate și anume plata unuia dintre cei din părinții care au copii în acest moment trimiși acasă. Pentru că ce se întâmplă? Deci sunt cazuri extrem de dificile. Școlile s-au închis, toți copiii stau acasă. Unul dintre părinți măcar trebuie să aibă posibilitatea să aibă sub îngrijire acești copii. Altfel se poate răspândi mult mai rapid acest virus. Și atunci s-au luat aceste seturi de măsuri, dar care sunt total insuficiente și noul guvern trebuie să vină cu un pachet de măsuri complex pe această linie, astfel încât să fie protejat și agenții economici, să nu ne trezim după trecerea crizei coronavirusului cu o criză foarte profundă în economia românească, cu milioane de șomeri, milioane de oameni care să-și caute în acest moment. Și așa aflat acum, să zic, la o răscrucere de drumuri. Foarte important, domnule Popa, la tot ceea ce spuneți dumneavoastră, înseamnă și alocarea de fonduri. Am asistat la ședința de buget a guvernului la începutul acestui an. S-a discutat, încă de anul trecut, se discuta pe capitole de buget. Se discutau pagubele produse de fosta guvernare și cum pot fi, să zic așa, umplute găurile lăsate de PSD. Nu despre asta este vorba. Cum stă țara cu fondurile de rezervă în caz de calamități? Pentru că putem considera această criză o criză de o importanță deosebită și se poate apela la un fond de rezervă până la urmă. Bineînțeles, rezerve avem. Guvernul trebuie în acest moment să aloce. Facem niște socotele extrem de simple dacă discutăm la nivelul Marii Britanii. Nu spun Italia, care este extrem de afectată, Franța, Germania sau Spania, care vin în următorul pas. Marea Britanie a alocat 40 de miliarde de lire sterline pentru lupta cu coronavirus. România în acest moment, păstrând proporțiile, ar trebui să discutăm despre alocarea unei sume de cel puțin 4 miliarde de euro pentru această luptă cu coronavirusul. Banii există, rectificarea bugetară se impune, cred că săptămâna viitoare ar trebui făcută de nou guvern investit această rectificare bugetară. Ar fi bani pentru spitale, în special pentru deschiderea și utilarea unor noi capacități în acest context, pentru achiziționarea de echipamente medicale și așa mai departe, cadre sanitare, tot ceea ce presupune acest război. Gândindu-mă la scăparea noastră a românilor, glumind puțin, m-aș bucura ca domnul Raed Arafat să fie premierul României. Din ce punct de vedere ar ști că acești bani sunt necesare, că practic el s-a și luptat până acum. Cu un asemenea premier, eu vă garantez că România ar face și economia și România ar traversa extrem de benefic această criză, cu consecințe minime. Rămâne ca președintele Iohannis să gândească în asemenea condiții
pe cine va desemna premier și gestul de responsabilitate în acest moment îi aparține președintelui. Ne-a mai întinde pe încă nu știu câte minute să discutăm de gestul președintelui și de simpatia dânsului pentru Raed Arafat, dacă stăm să ne gândim că domnul Raed Arafat a fost numit în funcția de secretar de stat atunci la Ministerul Administrației și Internelor de către social-democrați, da? Acum să vedem cum lucrează forțele politice în această situație. Haideți să fie foarte clar. Domnul Raed Arafat nu face parte din niciun partid. Dumnealui este un profesionist desăvârșit și absolut toate guvernările care s-au succedat în ultimii 10 ani au profitat de experiența domnului Raed Arafat. Eu nu țin minte o singură dată când domnul Raed Arafat, prin intervenții publice sau de altă natură, să-și fi făcut imagine politică. Nu, a fost alătura dar de este, diversi politicieni. Da, pentru interesul lor. Dar în acest moment cred că trebuie trecut de faza aceasta de lipiri de imagine în interes politic și să fim conștienți că o asemenea persoană este absolut necesară să gestioneze situația de criză în care ne aflăm. Și o ultimă întrebare, domnule Popa, cine își va da examenul în aceste zile, după părerea dumneavoastră, alături de președinte? Care oricum, nu știu, mi se pare că dânsul stă liniștit, dânsul a dat un examen, l-a luat cu brio, urmează anii de mandat pe care și va duce liniștit acolo unde e. Acum urmează forțele politice să-și dea un examen. În primul rând, cred că și președintele, pentru că este prima situație gravă cu care se confruntă președintele în acest moment, trebuie să-și dea examenul de maturitate. Ca să fiu un pic, nu rău, dar aproape rău, vreau să spun că la primele două parțiale din ultima lună, președintele a picat prin numirile pe care le-a făcut și modul în care a înțeles să gestioneze această criză. Doi la mână, Partidul de Guvernământ, Partidul Național Liberal, trebuie să își revină, pentru că are în acest moment guvernarea țării în mână, este sprijinit de o largă majoritate parlamentară și dacă continuă să gestioneze criza de o manieră total inadecvată, vor fi consecințe grave pentru poporul român. Deci acest partid istoric, mare, de dreapta, trebuie să-și dea într-adevăr în acest moment un examen de maturitate. Sunt puțin sceptic, dar vom vedea. Și în sfârșit întreaga clasă politică, dar ceea ce am văzut în Parlamentul României în ultimele zile mă duce la speranța și la văd în acest moment ca un factor pozitiv. Întreaga clasă politică a înțeles că în aceste momente nu mai trebuie să discutăm politicianist, trebuie să discutăm și pe soluții pentru depășirea situației extrem de grave în care statul nostru, țara noastră se află. Nu mai vorbesc de administrațiile locale. Un gând pentru Făgăraș. Făgăraș, un gând optimist, dar trebuie să fim, dragi concetățeni, extrem de atenți în aceste momente, să înțelegem că măsurile care se impun în beneficiul nostru al tuturor și trebuie să le respectăm cu strictețe. Să nu uităm că Făgărașul este unul din orașele și întreaga țară Făgărașul e una din zonele țării cu cei mai mulți concetățeni plecați, mai ales în Italia și în Spania, zonele roșii ale Europei în acest moment și mulți dintre ei se vor întoarce, să-i primim cu brațele deschise, dar cu toții să fim extrem de responsabili, să respectăm cu sfințenie măsurile impuse. Așa este, domnule Popa, mulțumesc pentru prezența în studio, vă aștept ori de câte ori apar noutăți ce pot veni în folosul comunității, de ce nu? Pentru că noi din fericire sau din nefericire ne raliem celor ce pornesc de la centru. Și eu vă mulțumesc, trăiesc cu speranța și cu optimism că săptămâna viitoare vom avea un guvern investit. Sunt sigur că România va depăși aceste momente grele și cred că mai ales făgărășenii vor fi extrem de conștienți de pericolul în care ne aflăm și cu certitudine și noi vom depăși aceste momente.
Mulțumesc pentru prezența în studio, doamnelor și domnilor, și dumneavoastră vă mulțumim pentru atenție. Toate cele bune!